Vă salut, suntem în 2 iunie 2016. Vă reamintesc că toate poeziile pe care le-am înregistrat le puteți găsi pe pagina de Facebook și YouTube Români cu Umor. Astăzi vreau să vă zic o poezie scrisă de domnul Dumitru Monacu, un scriitor botoșenean ca și om pribeagu și ca și mine de altfel. Poezia se numește Perdeaua. Ițic și cu a lui soție cumpăraseră de un an casă și gospodărie peste drum de Avitan. Vecinul, burlacul state, își făcuse un obicei de a sta la geam pe coate și a privit după femei. Tocmai de aceea Sara îi spuse soțului ei, de cum o da primăvara, zău, am intrat la idei. Fata noastră are ea ca 16 ani colea și acest avitan se pare să amoreza de ea. Toată seara la fereastră stă și înghite pe loc mut, când fata noastră, maiastră, vrea să intre în așternut. Cred că nu este altă cale, nici tu și nici eu nu am, decât să scoatem parale pentru o perdea la geam. Sara, dragă, nebunesc. Cum să cheltuim parale? Lasă-mă să mă gândesc și găsesc eu o altă cale. A doua zi, dimineață, el îi zise la cafea, ai să te mustu în față și o să-și pună el perdea.